Era seara ajunului. În casă era liniște, focul pâlpâia încet în sobă, brazul stătea frumos împodobit și luminițele îl făceau să strălucească. Iar lângă acesta, așteptau fursecurile cu ciocolată pentru Moș Crăciun. Toți dormeau. Numai Monica n-avea somn. Se întorcea, se răsucea, dar nimic. Așa că intră în camera părinților, ei, și tiptil-tiptil, luă un cerceaf de culoarea canapelei, făcu două găuri și așteptă. Și așteptă. Trecu o oră, două, trei, dar cuprinse somnul. După un timp, frecul pătrunse în casă, trezind-o. Tresări și se dădu jos de pe canapea. Se uită în jos. O voce pițigăiată strigă. Hei! Hei! Dă-te jos de pe mine! Mă strivești! Monica își ridică piciorul. Chiar de desubt, stătea un spiriduș surtit. Iartă-mă, nu te-am văzut! Da, da, bine, acum haide! Dar unde? Întrebă ea. Cum? N-ai primit bilețelul? Îi spusesem lui Nigel să facă asta. Spiriduș aiurit! Despre ce era vorba? Moșul are nevoie de tine. Mulți spiriduși s-au îmbolnăvit, iar noi vrem ca tu să le ții locul. Dar de ce? Au mâncat prea mult de acadele. Acum haide! Monica se îmbracă bine pentru drum. Vom ajunge așa repede la Moș Crăciun? Întrebă ea. Simplu! Spuse spiridușul, apoi fluieră. Lângă fereastră apăru Rudolf cu nasul său roșu. Apoi au pornit la drum și cât ai clipi, au și ajuns la atelierul lui Moșu. Monica se puse pe împachetat, rulat și decorat. Până la miezul nopții, toate cadourile erau gata. Brusc, o mână caldă o mângâie pe Monica. Ea era acasă, în pat, iar mama ei încerca să o trezească. Totul fusese un vis sau realitate? În mână, ea avea un bilețel pe care scria: Mulțumesc! Cu drag Moș Crăciun! P.S. De data asta nu l-am pus pe Nigel să livreze scrisoarea. Ea își îmbrățișă mama. Era fericită.